foarte multă muncă, o perioadă în care am lipsit mult de acasă, de lângă familia mea, și o comunitate pe care am reușit în cei 6 ani să o fac să înțeleagă că dicția este printre altele carta lor de vizită. Era singura. Nu prea existau oameni care să susțină această idee. Eu venisem într-o perioadă în care multă lume mai făcea dicție la acea vreme. O perioadă în care multă lume din anturajul meu nu mi-a oferit niciun credit de încredere. Foarte mulți oameni care mi-au spus: este o idee ruinată din start, nu ai nicio șansă să impresionezi și cred că e un timp pierdut pe care îl oferi acestui proiect care nu are nicio șansă. Primii mei clienți de acum 6 ani mi-amintesc. Cred că nu o să se supere dacă o să le dau numele. Era vorba de prezentatorii emisiunii de la Moldova 1, o emisiune pentru copii, Magazinul Copiilor se numea. Era vorba de Nicoleta Bezer și Andy Sudacevski. Ei au fost primii mei 2 clienți pe care i-am avut. În primul rând, cred că zecile sau sutele de fețe frumoase, de copilași mă refer, pe care i-am ajutat aici în această sală de curs, văzând fețele disperate ale părinților care mai fuseseră anterior la tot felul de specialiști, logopezi, care puseseră niște verdicte crunte. Copilul dumneavoastră nu va putea niciodată să rostească cumva, sau nu va putea să-și rezolve această dificultate de comunicare, sau nu va putea depăși acest blocaj emoțional. Și atunci eu le-am demonstrat că în 5 săptămâni de curs poți cuceri lumea și poți trece peste orice barieră. Doar dacă găsești persoana potrivită și încerci să fii în relația cu acel copilaș, un prieten și nu o autoritate. Wow, e o întrebare super. Numai că răspunsul nu l-am dezvăluit niciodată. Are o semnificație aparte această culoare. În primul rând, cred că multe din detaliile pe care eu le-am urmărit multă vreme înainte de a începe acest proiect au ținut de câteva oficialități regale. Începând de la prințesa Charlotte, regina Elizabeth, multe dintre prințesele regale, începând de la modul în care arată, maniere, cum se îmbracă, și am studiat foarte mult, începând de la regulile pe care le are o prințesă, ce au voie, ce nu au voie oficialitățile regale, care sunt lucrurile de bază, și nici nu m-am întrebat niciodată de ce fac asta. Pur și simplu am avut o simpatie extraordinară pentru casele regale. Asta pot să recunosc și în prezent. Și din modul în care eu mă informam, mi-am dat seama că, iată, această culoare, mov, este culoarea regalității. Și prin ea, absolut tot ceea ce înseamnă luxuriant, frumos, plin de admirație, dacă vrei, se regăsește în culoarea mov. Și acesta a fost unul dintre motivele pentru care eu am ales culoarea mov. În ultima perioadă am primit mai multe oferte să vând acest proiect. Nu știu de ce, n-am făcut niciun anunț public că eu aș vinde acest proiect. În schimb, au existat oameni care m-au întrebat la modul serios dacă nu sunt gata să vând platforma dicție.md și brandul Dicție cu Vera Anastasiu, pentru ca ei să poată să dezvolte sub acest brand o școală. Nu sunt încă pregătită să fac acest lucru, mai ales că eu consider că aici mai am încă multe lucruri de spus. Și doi la mână, vreau să vă pregătesc niște surprize foarte bune pentru anul viitor și să vă bucurați de ceea ce am acumulat eu timp de 6 ani în această sală de curs. Și mi-am dorit să exclud numele meu din proiect, să încerc să aduc fețe noi în proiectul pe care eu îl manageriez acum, dar din discuțiile pe care le-am avut cu alți specialiști în domeniu, am înțeles că aceasta nu este o decizie tocmai potrivită și că dacă o să-mi doresc totuși să mi
ajustez imaginea sau să încerc să schimb anumite lucruri legate de logo, de modul în care eu muncesc acum, voi avea niște întrebări în plus. Ori eu am considerat că acum nu este chiar timpul și am rămas totuși pe varianta în care rămânem MOV. Cred că este cea mai dureroasă întrebare pentru mama mea, care este întotdeauna are o ocupație în plus să meargă cu ele la curățătorie. Eu nu le-am numărat, o să te invit acasă la mine să le numărăm împreună, neapărat, dar îmi plac costumele clasice, îmi plac femeile care sunt bine îmbrăcate și nu neapărat scump, dar cât mai puțină piele la vedere. Asta admir cel mai mult la o femeie. Cred că un copil. Deci dacă o să rămână sărcinată a doua oară, cred că proiectul ăsta va lua o pauză, cu siguranță. Fetița mea are în acest moment 10 ani, îmi oferă toată libertatea din lume să continuă acest proiect și chiar mă susține foarte mult, vine cu mine la orele de curs atunci când am copilaș, se antrenează. Dar ea, trecând toate cele 3 nivele, vă dați seama că se simte un pic de șef aici și face dicție, mă ajută ea pe mine în relația cu ei. Dar proiectul acesta va continua atâta timp cât va fi solicitat. Băi, întrebarea asta nu mi-am pus-o niciodată, dacă aș schimba ceva atunci. Dacă aș ști că după 6 ani ar arăta cumva sau proiectul ăsta ar fi atât de admirat de o parte a oamenilor, nu mi-aș fi permis să lipsesc atât de mult de acasă. A fost o perioadă în care mama mea a stat exclusiv cu fetița mea. Pot spune că din cei 6 ani, cred că un an de zile a fost în care eu nu mi-am văzut fetița. Și aici mă refer la zile întregi în care nu-mi vedeam copilul, ci doar comunicam la telefon. Și acesta este unicul meu regret pentru care eu nu voi putea niciodată să schimb ceva. Cel mai important lucru pe care l-am învățat de la cursanții mei este că răbdarea este unicul ingredient de care ai nevoie atunci când te apuci să faci această meserie. Înțelegerea, capacitățile tale și ceea ce poți tu nu o să egaleze niciodată o performanță în relația cu el dacă nu ai răbdare să-l asculți, să-l înțelegi, să vezi povestea din spatele poveștii. Pentru că atunci când vine într-o sală de curs, el vine cu tot amalgamul lui de emoții. Și din ceea ce am, eu trebuie să dezvolt un comunicator mai bun decât este în acest moment. Și eu n-am cum să taxez omul pentru starea lui proastă din acea zi sau euforică în care a ajuns, dar să încerc pe platforma aia de emoții să pot să jonglez și să-l fac după 2 ore de curs să iasă diferit de cum era acum 120 de minute. Cu siguranță, planurile mele nu sunt doar pentru Republica Moldova în acest moment și o spun asta cu toată sinceritatea. Voi avea anumite produse doar în limba engleză pe care le voi livra foarte curând și asta însemnând că tot ceea ce ține de proiectul meu, Dicție cu Vera Anastasiu, va începe să treacă hotarele acestei țări, pentru că sunt dispusă să accept în sfârșit invitațiile și în alte țări, altele care țin mult la discursul public, dar acolo nu sunt comunități de români. Și atunci voi încerca din ceea ce am acumulat eu, din experiența pe care o am eu pe discurs public, să pot să fac performanță și în alte țări ale lumii.